Doamnelor, domnilor, bun găsit, începe acum Nova Observatorul. Suntem Miruna Morgan și Andrei Brânaș și aducem în fața dumneavoastră principalele subiecte ale zilei. Bătrânii României sunt îngenunchiați de sărăcia și umilința celor de la conducerea țării. După o viață întreagă de muncă grea, pensia nu le ajunge de la o lună la alta. Pensia mică, datorii sunt, toate sunt pe capul nostru, apă, gunoi, de toate. Și pensia mică. Mai puteți, doamnă? Ce să mai pot, domne, că nu mai pot. Bolnavă, tromboloză la cap, plămânii, picatul, toate s-au adunat. Și nu-ți bate joc de noi. Trăiți acum? Păi dăm pensia asta, 10 milioane care le-am. Aveți 5 lei în mână, ce cumpărați? Pâine, pâine și uitați, acum mă duc să iau tratamentul. Uitați, la băiat bolnav, fizofenic și o pensie de rahat. Asta nu știu ei, îți bate joc de noi. Atât aveți 5 lei 50 și mergeți să vă cumpărați o pâine? Da, da, uitați, două pâini de aici. Nu vă permiteți altceva? Nu, că nu am altul venit decât numai atât, pensia mea. Și de acolo și eu și băiatul. Bătrânilor le joacă lacrimile în barbă. Nu mai suportă umilința la care sunt condamnați. Banii din pensiile mizerabile abia le ajung pentru mâncare. Mulți își întrerup tratamentele pentru că nu mai au bani să și le cumpere. Nu de puține ori pe seniorii noștri îi apucă disperarea. Nu mai știu încotro să se îndrepte și cui să mai ceară ajutor. Nepăsarea autorităților de cei bătrâni, în special. Asta e, ce să facem. Câte zile mai avem, o ducem așa. Plângeți des, doamnă? Destul. Din ce motive? Din temirce. Când vezi că viața e atât de grea, atâta nepăsare și atâta nesimțire, e dezastru. Mai este de trăit în România? Pentru tineret nouă ne pare rău că n-am plecat pe vremea lui Ceaușescu, când am avut ocazia. Pentru tineret e greu în România. Că și acolo sunt salariile mici, patronii își cam bate joc de unul care vrea să muncească și să facă ceva. Nu se poate, mai ales dacă ești femeie. Asta e viața în România. Credeți că va plăti cineva vreodată pentru aceste lacrime ale dumneavoastră? Nu. Nu. Nu, că se vede cum se comportă. Ei se ceartă pentru ciolan și noi de jos suferim. Bătrânii cer puțin respect din partea guvernanților să își poată duce ultimele zile cu demnitate. Un cod, un cuvânt de siguranță le pot ajuta pe femeile care merg să muncească în străinătate să nu cadă victimele traficanților de persoane. Cum pot face acest lucru, explică Beniamin Lup în cadrul emisiunii Ancorat în realitate, moderată de Alina Damian. Am un sfat pentru cei care călătoresc în străinătate, chiar cu un contract de muncă. Și avem multe românce care merg și le merge bine acolo. Însă, sfatul meu este pentru cei care ne ascultă să stabilească un cuvânt de siguranță, o parolă dacă vreți, pe care să o poată transmite celor de acasă în cazul în care este în pericol. De exemplu, dacă soțul, dau un exemplu, ea să-i spună soțului dacă se află în pericol și nu poate vorbi din cauza traficantului care este acolo sau traficantei care este acolo. Poate să-i spună, abia aștept să vin acasă și să mergem iarăși în Italia împreună. Undeva unde ei n-au mai fost niciodată. Și soțul, care ar trebui să înțeleagă ce se întâmplă, ar trebui să anunțe organele de ordine. Da, pentru că fiind acolo cei care le-au racolat, nu pot să spună, exact. Nu pot să se apere, dar așa folosind un cod. Exact. Dar vedeți că nu ne gândim, de multe ori plecăm într-o vacanță sau plecăm în diferite locuri și nu putem să concepem așa ceva, dar este un lucru la care ar trebui să ne gândim, pentru că este destul de simplu și este pentru siguranța noastră. Familia Voinea are nevoie de ajutorul nostru. După ce primul copil li s-a îmbolnăvit la doar 4 ani de leucemie, acum ceilalți, doi frați mai mici ai băiatului, suferă de o boală gravă și rară. Tratamentul pentru afecțiunea lor se găsește doar în Australia, iar prețul acestuia pentru ambii copii se ridică la suma de 1,2 milioane de euro. Țin să precizez că primul copilaș s-a îmbolnăvit când avea vârsta de 4 ani, așa încât de la febră și
cu acolisă banală Răceava, am ajuns direct într-o secție de terapie intensivă, unde a fost rapid echilibrat cu transfuzii de sânge, de trombocite și absolut tot ceea ce avea nevoie, după care am plecat cu el în Italia să aibă parte de, nu știu neapărat dacă un tratament mai bun, cât de o calitate a vieții mai bună pe durata tratamentului. Știm cu toții că chimioterapia ne expune la niște riscuri vitale, ca să zic așa. Așa încât, în momentul când noi am plecat cu David la tratament, eu eram deja însărcinat în 14 săptămâni cu cel de-al doilea copilaș. Astfel încât, când David a terminat tratamentul, se năștea cel de-al doilea copil al nostru, Mario, care a avut o dezvoltare pe etape de vârstă aparent normală până la aproximativ 11 luni, când, după o febră mare, a pierdut absolut toate achizițiile pe care le-a dat până la acea vârstă. Practic, nu a mai făcut nimic din specificul vârstei sale. S-a transformat într-un bebeluș. A rămas doar cu mișcări de globi oculari, de miercuri până sâmbătă. Investigațiile medicale au arătat că el suferă de o boală genetică ultra rară care afectează mai puțin o persoană la 1 milion pe glob, care se numește parapareză spastică ereditară tip 56. În momentul când Mario s-a îmbolnăvit, eram deja însărcinată cu cel de-al treilea copil. Ironia sorții face ca de fiecare dată când se îmbolnăvea cu un copil, să aștept încă unul. Prin prisma acestui fapt și cel de-al treilea copilaș al nostru a fost diagnosticat încă din a doua lună de viață, întrucât am testat-o la naștere. Rezultatul a fost pentru noi unul foarte nefavorabil, deoarece și ea poartă aceeași mutație genetică ca și fratele ei mai mare. Polițiștii de frontieră au descoperit la controlul vamal două permise de conducere false deținute de un cetățean român și unul italian. În ambele cazuri se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de uz de fals, fals material în înscrisuri oficiale și conducere a unui autovehicul de către o persoană care nu deține permis de conducere. Polițiștii de frontieră au descoperit la controlul vamal două permise de conducere false. Cei doi șoferi sunt cercetați penal. În punctul de trecere a frontierei Cenat s-a prezentat pentru a ieși din țară un cetățean român în vârstă de 33 de ani la volanul unui autoturism înmatriculat în România. Polițiștii care au efectuat controlul documentelor i-au solicitat bărbatului și permisul de conducere. În urma verificărilor efectuate, au constatat că permisul prezentat la control cu semnele autorităților spaniole nu este un document autentic, întrucât nu îndeplinește condițiile de formă și de fond ale unui act oficial. Șoferul a relatat faptul că a obținut permisul de conducere de la un individ necunoscut din Spania, contra sumei de 1.500 de euro. În punctul de trecere a frontierei Moravița s-a prezentat pentru a intra în țară un cetățean italian în vârstă de 41 de ani, conducând un autoturism înmatriculat în România. În urma verificării documentelor, polițiștii de frontieră au constatat că permisul prezentat la control cu semnele autorităților italiene nu este un document autentic, întrucât nu îndeplinește condițiile de formă și de fond ale unui act oficial. Cetățeanul italian a declarat polițiștilor de frontieră faptul că nu cunoștea că acesta ar fi fals și că l-ar fi procurat în urma absolvirii unei școli de conducere din Italia, pentru care a plătit suma de 500 de euro. În ambele cazuri se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de uz de fals, fals material în înscrisuri oficiale și conducerea a unui autovehicul de către o persoană care nu deține permis de conducere, la finalizare urmând a fi luate măsurile legale care se impun. Austria face jocul Rusiei și se folosește de acest subiect cu migrația pentru a amâna aderarea României la spațiul Schengen pe cale terestră. Cred că la un moment dat vom intra în Schengen așa cum trebuie, doar că momentan nu putem vedea luminița de la capătul tunelului. Declarația îi aparține lui Raul Trifan, senator USR. Există riscul ca aderarea terestră, cea mai importantă componentă, așa cum a spus și dumneavoastră, să fie amânată la nesfârșit? Eu nu cred. Nu cred acest lucru, pentru că până la urmă noi trebuia să fim de mult în Schengen. Austria de fapt face în primul rând jocul Rusiei și în al doilea rând se folosește de acest pretext cu migrația pentru a se ajuta în procesul electoral intern. Au și ei alegeri și cei de la guvernare s-au gândit să se folosească de acest lucru. Nu cred că o să se amâne la nesfârșit, cred că la un moment dat o să intrăm în Schengen așa cum trebuie,
Doar că momentan nu putem să vedem luminița de la capătul tunelului, așa că mai așteptăm. Primăvara vine cu temperaturi mai ridicate decât cele normale în luna martie în toate regiunile țării. Administrația Națională de Meteorologie a emis prognoza meteo pentru următoarele 4 săptămâni, iar cum va fi vremea aflăm din materialul următor. Administrația Națională de Meteorologie anunță că primăvara vine cu temperaturi mai ridicate decât cele normale în luna martie. De asemenea, este posibil să fie precipitații în ultimele zile de primăvară. În săptămâna 19-26 februarie, valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României. Regimul pluviometric estimat pentru această săptămână va avea o tendință deficitară în cea mai mare parte a țării. În săptămâna 26 februarie-4 martie, temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale pentru acest interval în toate regiunile. Cantitățile de precipitații vor fi excedentare la nivelul întregii țări, dar mai ales în regiunile sud-vestice. În săptămâna 4-11 martie, temperatura medie a aerului va avea valori mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă la nivelul întregii țări. Regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal pentru acest interval în toate regiunile. În săptămâna 11-18 martie, mediile valorilor termice se vor situa peste cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României. Cantitățile de precipitații vor fi în general apropiate de cele normale pentru această perioadă la nivelul întregii țări. Tot mai multe românce sunt nevoite să muncească peste graniță ca să își poată întreține familia. Este și povestea unei timișorence care ne-a povestit cât de grea este munca departe de casă și cât de amare sunt lacrimile când se desparte de familie. Îngrijim bătrâni. Asta este. De ce ați plecat de aici? Pentru că nu m-am descurcat. Asta este, n-avem ce face ca să ne ajutăm copiii, ne sacrificăm noi părinții. Cum este dorul de copii? Cât timp stați departe de ei? Destul de mult. Cât timp? Cel mai mult cât a stat? Cel mai mult 3 luni. Și cum a fost? Greu. Cel mai mult asta este. Când știi că trebuie să vii acasă și când vii acasă, deci este timp foarte scurt, mergem înapoi. Și este destul de greu. O timișoreancă a trebuit să plece în străinătate unde lucrează ca îngrijitoare de bătrâni. A ales această cale întrucât vrea să își ajute copiii. Cu salariul din țară nici nu ar putea să trăiască. Copiii ei câștigă la fel de puțin. Deci când am ajuns acolo, deci a fost destul de greu pentru că, în primul rând, sunt foarte multe fete pe care nu ne acceptă, mai ales dacă nu vorbești limba germană. Dacă ai un pic de experiență, atunci o duci mai bine. Eu mulțumesc lui Dumnezeu, deci vorbesc limba germană și este mai bine. Restul, mai greu. Dar chinul, dorul de casă, cum îl trăiește, iată, o femeie care merge în străinătate să aibă grijă de bătrânii altora, pentru că aici în țară nu se poate descurca. Nu, deci nu se poate descurca. Deci eu văd la copiii mei, muncesc și n-au nimic. Deci... numai asta să-ți voi, deci ca să te sacrifici pentru copii, ca să le meargă lor bine. Deci pentru noi deja e tot una, deci avem o vârstă, dar pentru copii... Deci măcar... încă sprijinul lor, întrucât ei aici nu se pot descurca. Da. Așteaptă să veniți dumneavoastră din Germania cu ceva bănuți. Asta e rău. N-avem ce face. Lacrimile îi curg fără oprire când trebuie să se despartă de familie. Doar la gândul că urmează din nou să treacă granița, femeii își joacă lacrimile în ochi. De ce vă vine să plângeți? Păi pentru că mai un pic și plec din nou. Deci este timpul prea scurt acasă și... Vă este groază de momentul în care o să vă despartă? Nu, deci nu pot să spun că groază, pentru că copiii cât de cât sunt destul de mari. Dar... este greu. Dar lacrimile din ochii dumneavoastră de ce sunt acum? Astea sunt. De ce? Pentru că știu că trebuie să plec, vin și sărbătorile pascale. Câte sărbători ați simțit de lângă familie? Nici nu mi-aduc aminte. Și cum au fost astea? Foarte grele. Deci sunt foarte grele pentru că deci nu ai pe nimeni. Deci nu ai pe nimeni lângă tine, copiii sunt acasă. Deci foarte, foarte greu. Ca ea sunt mii de românce care își văd familia doar în concedii. Pe lângă dorul de familie, acestea spun că deseori sunt umilite, iar singurătatea este cea care le dărâmă.
Poșta Română a inaugurat în 46 de oficii poștale din toată țara noul sistem dedicat nevăzătorilor și persoanelor cu deficiență de vedere, care îi ajută să acceseze serviciile poștale. Mai exact, trebuie să-și instaleze aplicația Step Here atunci când se apropie de oficiul poștal și vor fi ghidate în așa fel încât să se descurce. Poșta Română a inaugurat în 46 de oficii poștale din toată țara, printre care și Timișoara, sistemul Step Here, dedicat nevăzătorilor și persoanelor cu deficiență de vedere, care îi ajută să acceseze serviciile poștale fără a avea nevoie de un însoțitor. Astăzi, Poșta Română lansează un program în 46 de oficii poștale, municipiu, reședință de județ și în sectoarele din București, o aplicație Step Here, o aplicație care vine în sprijinul clienților noștri. În cei 160 de ani de tradiție pe care o are Poșta Română, am încercat de cele mai multe ori să venim în sprijinul clienților noștri. Această aplicație îi poate ajuta pe cei nevăzători, dar și pe cei cu deficiențe de auz să se poată ghida în oficiile poștale încât să poată beneficia de serviciile noastre. Este o aplicație funcțională, o să vă rog să o testați, să vedeți că este funcțională. Mai exact, persoanele cu deficiențe de vedere trebuie să instaleze aplicația Step Here atunci când se apropie de oficiul poștal și vor fi ghidate în așa fel încât să se descurce. Trei pași, de fapt. Al doilea pas este în momentul că explică exact de la intrare, fără dacă nu are nevoie de asistentul al nostru, colegul nostru de la poștă. Îi spune câte ghișee sunt în față, o ușă rulantă, câte scări sunt, 5 scări, în partea dreaptă este o sunerie, deci îi spune, spun tot traseul pe care ar putea să... Factorul uman. Da. Câte persoane sunt dedicate acestui proiect? 2, 3, 5 asistenți? De cât este nevoie? Pentru că oficiul poștal are în jur de 60 de persoane. Deci nu este doar colega noastră de la informații. Dacă e nevoie de mai multe persoane, se apelează la ceilalți colegi și împreună venim să ajutăm. Deci e normal. Nu există unul sau mai mulți asistenți dedicați care să facă doar asta? Nu. E clar nu. Există o persoană dedicată, dar birou de informație, normal. 8 ore angajate pentru dedicate special pentru acest serviciu. Este dedicată pentru acest serviciu cu prioritate, în cazul în care avem nevoie de mai mulți colegi, de mai multe persoane, automat reacție rapidă și mai vin colegi care vin în sprijinul clienților. Foarte greu, da. Foarte greu. De exemplu, întotdeauna o accesibilizare înseamnă nu doar audio, ci și tactil. Adică ar fi fost foarte bine sau ar fi foarte bine ca într-un spațiu public, cel puțin până la ghișeul de informare, de informații, să fie un covor tactil. Un covor tactil. Pentru că dacă se întâmplă ceva, n-ai telefonul, s-a descărcat nu și tu ești totuși în fața, da. Nu poți chema nici asistență, dar tu poți să ajungi măcar la ghișeul de informații. Deci poate că ar trebui să se schimbe percepția asta la nivelul combinat. Deci nu doar acolo, ci și dincolo să lucrăm. Chiar dacă nu există ghișee dedicate pentru persoanele cu dizabilități, acestea au întâietate în rândul clienților. Doi traficanți de droguri din Timișoara au fost prinși în flagrant de polițiști. Unul dintre ei se pregătea să-i vândă celuilalt 2 kg de cocaină în valoare de 70.000 de euro. Doi traficanți de droguri au fost prinși de polițiști în mijlocul unei tranzacții de 70.000 de euro. Unul dintre indivizi îi livrase celuilalt 2 kg de cocaină, care urma să ajungă pe piața din Timișoara. Cele 2 kg de cocaină au fost ascunse într-un săculeț care se afla în mașina unuia dintre traficanți. Astfel, unul dintre aceștia a fost prins în flagrant delict în municipiul Timișoara, în timp ce ar fi vândut 2 kg de cocaină, drog de mare risc, cu 70.000 de euro, cantitate livrată de celălalt bărbat. Procurorii DIICOT, Serviciul Teritorial Timișoara, au dispus reținerea celor 2 persoane pentru 24 de ore, iar la data de 13 februarie, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Timiș a dispus arestarea preventivă a acestora pentru 30 de zile. Facem precizarea că pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de codul de procedură penală, precum și prezumția de nevinovăție. Transmit reprezentanții IPJ Timiș. După ani de zile în care rampele au constituit o problemă majoră pentru comunitățile locale, primăria Timișoara a reușit să le închidă și să mențină curățenia. Anul trecut, primăria a ridicat peste 11.000 de tone de gunoaie abandonate ilegal pe stradă.
cu sprijinul comunității, în câteva luni de la eliminarea unor rampe ilegale de deșeuri, zonele respective au fost menținute curate. După ani de zile în care rampele au constituit o problemă majoră pentru comunitățile locale, Primăria Timișoara a reușit să le închidă și să mențină curățenia în zonă. Întâlnirile regulate ale managerilor de cartier cu cetățenii au jucat un rol crucial în aceste eforturi. Sunt peste 60 de locații unde se abandonează frecvent deșeuri, o cifră în scădere după o serie de măsuri pe care le-am implementat. În unele zone am aplicat o soluție care s-a dovedit eficientă în alte cartiere, respectiv instalarea de camere de supraveghere, iar pe străzile Zefirului, Legumiculturii sau Lunei nu a fost cazul pentru că s-a mobilizat comunitatea. În Plopi, de exemplu, au fost zeci de activități de conștientizare și igienizări frecvente, iar acum, după o jumătate de an de la intervenția echipelor de la salubrizare, nu mai vedem aruncate deșeuri. Mulțumesc tuturor timișorenilor care se implică în stoparea fenomenului de abandon al deșeurilor, a declarat viceprimarul Ruben Lațcău. Un exemplu este zona Cunț, unde strada Zefirului era sufocată de aproximativ 500 de metri cubi de deșeuri, un adevărat munte de gunoaie. Însă, prin implicarea comunității și colaborarea cu managerul de cartier, cu sprijinul echipelor de salubrizare ale primăriei, această rampă ilegală de deșeuri a fost eliminată. Aici, comunitatea este foarte activă și a depus un proiect mai amplu pentru amenajarea unei zone recreative de tip parc, cu o suprafață de aproximativ 8.000 de metri pătrați, pe terenul aparținând primăriei municipiului Timișoara. În zona fabric, primăria a transformat o rampă de deșeuri veche de 2-3 decenii într-un spațiu agreabil pentru toți locuitorii. Au fost instalate bănci, jardiniere și coșuri ecologice. În această perioadă, primăria transformă un spațiu de pe strada Retezat, unde erau aruncate deșeuri. Vor fi montate băncuțe, va fi ecologizată zona și va avea loc o primă discuție în comunitate, iar evoluția acestui spațiu public va fi apoi monitorizată pentru îmbunătățire continuă. Anul trecut, primăria a ridicat peste 11.000 de tone de gunoaie abandonate ilegal pe stradă. Se dă startul înscrierilor pentru Târgul de Paște 2024, care se va desfășura în perioada 31 martie-6 mai, în zona centrală a orașului și în Piața Traian. Așadar, dacă vă doriți să vă numărați printre vânzători, Casa de Cultură a municipiului Timișoara vă invită să vă depuneți dosarele de înscriere în perioada 15-22 februarie. Se dă startul înscrierilor pentru Târgul de Paște 2024, care se va desfășura în perioada 31 martie-6 mai, în zona centrală a orașului și în Piața Traian. Bucuria Târgului de Paște este la fel de mare și pentru comercianți producători și pentru vizitatorii mari și mici. Târgul de Paște vine cu oferte diverse, atât de produse nealimentare cât și alimentare sau activități recreative. Vă puteți delecta și anul acesta cu pască, cozonac, chiurtoș plăcinte, langoși clătite sau dulcețuri de casă. Pentru traista iepurașului veți putea alege produse handmade, obiecte de artă meșteșugărească, ouă încondeiate, icoane pe sticlă și lemn sau produse artizanale unicat. Așadar, dacă vă doriți, Casa de Cultură a municipiului Timișoara vă invită să vă depuneți dosarele de înscriere în perioada 15-22 februarie. Înscrierile se fac între orele 10-12. Formularul tip de înscriere și regulamentul târgului se pot descărca de pe site-ul Casei de Cultură a municipiului Timișoara. Consiliul Județean Caraș-Severin participă în perioada 15-18 februarie la ediția de primăvară a Târgului de Turism al României. Ca și noutate, va fi lansat ghidul turistic digital al județului, aplicație prin care utilizatorii vor fi mereu la curent cu ultimele evenimente turistice și culturale. Consiliul Județean Caraș-Severin, o prezență constantă în ultimii doi ani la Târgul de Turism al României, participă în perioada 15-18 februarie la ediția de primăvară a acestui eveniment de promovare turistică. Serviciul Promovare Turism se bucură de sprijinul partenerilor instituționali, precum Serviciul Public Județean Salvamont, Caraș-Severin, care prin cei trei reprezentanți prezintă echipamentul montan pe care îl folosesc și arată celor interesați cum trebuie să acționeze în vederea acordării primului ajutor. Un alt partener este Centrul Județean pentru conservarea și promovarea culturii tradiționale Caraș-Severin, care, prin vocea inconfundabilă a Ramonei Vița, face ca graiul bănățean să răsune din nou în capitala țării, alături de alte soliste, acompaniate de orchestra profesionistă Virtuozii Semenicului. Spectacolul este completat de dansurile populare prezentate de ansamblul Junii Gugulani din Caransebeș. În plus, față de partenerii instituționali, Consiliul Județean Caraș-Severin se bucură să ofere vizitatorilor de la Romexpo o varietate de experiențe care să-i convingă
să viziteze județul, făcând cunoscute apa pură de izvor din rezervația naturală, Domogled, bere artizanală din Poiana Mărului, mezeluri cu un gust deosebit, precum și delicii bănățene. De asemenea, vizitatorii vor avea ocazia să asculte legendele principalelor obiective turistice. Tot ca și noutate, în cadrul evenimentului de la Romexpo, va fi lansat ghidul turistic digital al județului, aplicație prin care utilizatorii vor fi mereu la curent cu ultimele evenimente turistice și culturale. De la festivaluri și expoziții la concerte și evenimente, aplicația le va aduce pe toate la o notificare distanță. Cei interesați de tradițiile, cultura și unicitatea Banatului Montan sunt așteptați la standul județului pentru a descoperi frumusețea locurilor. Acestea au fost cele mai importante subiecte ale zilei. Nova Observatorul se încheie aici. Rămâneți cu bine, rămâneți informați. La revedere!